Reabilitare DN66, Rovinari, Bumbești, Jiu. După cum vedeți, e scris aici în spatele meu, este o lucrare care a început pe 22.04.2013 și ar trebui finalizată pe 22 octombrie 2014, termenul de execuție a lucrărilor 18 luni. Rămâne de văzut dacă într-un final autoritățile și cei de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România se vor ține de această promisiune să finalizeze drumul DN66 în octombrie. Se lucrează pe DN66, dar acum sunt anumite etape specifice de șantier. Ce faceți cu... Ce faceți? Ne facem ridicare și trasă maxim, dar aici facem ridicare, da. Asta se face prima dată, da? Înainte să înceapă lucrarea, sau cum? Se face de mai multe ori. Iarna se șterge, trebuie să trasăm din nou. Acum punem de câte ori trebuie, îl punem de 5 ori dată trebuie. Drumul este atât de praf încât șoferii preferă să ocolească zona. DN66, un drum care în ultimii ani a măcinat efectiv nervii șoferilor care circulă în această zonă. Foarte mulți au ales să ocolească pe Turcinești din cauza gropilor. Foarte mulți au spus că și-au stricat mașinile și că în fiecare an au trebuit să schimbe telescoapele. Am găsit chiar un șofer care și-a distrus mașina puțin câte puțin. Întâi au cedat telescoapele, iar astăzi a picat numărul de la mașină. Este groaznic, e îngrozitor. De 10 ani fac traseu aici și mi-am distrus mașina. De 10 ani autoritățile ne tot promit că se va asfalta, că se va reabilita. Acum am văzut câțiva muncitori trasează axul drumului, nimic mai mult însă. Da, e plin de semafoare și toată lumea stă. Semafoarele montate pe drumul în lucru îi fac pe șofer să se enerveze și mai rău. Semaforul este roșu, după cum veți vedea, în fața mea se află 10 mașini care stau aici. Efectiv, șoferii sunt foarte nervoși, foarte supărați, pentru că nu este singurul semafor la care trebuie să stea. Sunt în jur de 4-5 pe drum până aici. Cei care tranzitează acest drum speră ca măcar anul acesta să se termine odată calvarul gropilor de pe DN66. Bate joc de oameni. Ba da, foarte mult. Acum stați la semafor. Da. Cam câte semafori ați luat? Până acum doar unul, urmează, doar unul. Da. E foarte prost drumul ăsta, din nu-l fac deloc. Din da. Strică mașinile. Exact. Și de câți ani așa? De foarte mulți ani. 5-6 ani așa. Da, tot promite că-l face, că-l face și nu-l mai face. Poate anul ăsta. Poate anul viitor, dar sperăm că o fie anul ăsta. Da. Stăm la semafoare, sperăm să ajungem la Târgu Jiu într-o jumătate de oră, da. Ați văzut echipe care asfaltează, ce se face pe drum până aici? Da, e un greder ceva de întind de acolo, dar de turnat văd că nu se toarnă nimica. Poate se toarnă totuși anul acesta. Sperăm, chiar vrem.